tema de astăzi, pe care am și anunțat-o de altfel, este o temă care cred eu că este interesantă și care cu siguranță se va devoala în timp și va fi perfecționată. Foarte pe scurt, este Caracatița Roșie din Bacău sau povestea lui Roșu Împărat modern. Mie îmi place mai mult Caracatița Roșie din Bacău. Vedeți pe harta Bacăului primarii PSD care sunt cel puțin la al doilea mandat. Deci ele pe mandat am pus pentru că nu putem vorbi de o caracatiță în momentul în care, în momentul ăla ai devenit primar. Pentru că, fără discuție, ar fi o problemă legată de eficiența participării la caracatiță. Aveți aici caracatița. N-am reușit să o pun pe hartă pentru că era complicat să jonglez cu pozele. Motiv pentru că am pus acolo ca să fie să fie elementul instructiv. Deci, avem pe hartă primarii PSD. Toți sunt pe fond roșu și sunt prinși cu câte un albastru. Mai aveți totodată un număr de ocoale silvice. În speță avem ocolul silvic Ciobănuși din Arsău, ocolul silvic Moinești, ocolul silvic Dărmănești, ocolul silvic Târgu Ocna, ocolul silvic Mănăstirea Cașin, ocolul silvic Sascut Căiuți și respectiv ocolul silvic Zeletin. Poate vă întreba ce caută acolo. Au o foarte mare legătură, pentru că în activitatea Caracatiței, pe lângă primarii roșii și acești șefi de ocoale silvice, joacă un rol foarte important. O să vă exemplific la recitoasa de exemplu, li se spune oamenilor că dacă nu votați PSD, hornul vostru nu vede fum în iarna asta. E una din situații. La Căiuți, directorul ocolului, șeful de ocol silvic Relu Orindaru, care e fratele primarului, este practic elementul care închide cercul și nimic nu se poate întâmpla acolo. Tot ce înseamnă viața economică e legată de zona de pădure și e legată de primărie. Deci, practic, există un dublu control. La Mănăstirea Cașin, Partidul Național Liberal o să obțină primăria, a fost primar PSD până acum o lună. E o problemă foarte interesantă, o să fac obiectul unei prezentări ulterioare, un contract foarte păgubos încheiat între primăria PSD-istă și ocolul silvic. Primăria are o pădure acolo destul de importantă și s-a încheiat un contract care păgubește localitatea. Când va veni vremea să vorbim, am pus șeful de ocol silvic pe hartă, pentru că mi se prea normal să vedem în Caracatița să fie de acolo. Târgu Ocna, Dărmănești, Moinești, Arsău, este în patru ocoale silvice, în care sunt extrem de pestetizate, care, pe lângă faptul că unii dintre șefi sunt și consilieri locali în zona respectivă, mai fac și politică, inclusiv la locul de muncă, ceea ce nu e foarte în regulă. Bun. Și acum o să facem un pas în față și o să ajungem la unul din personajele cheie ale grupării acestei structuri. Îl avem pe deputatul Ionel Floroiu, care este deputatul care practic coordonează zona în principal din stânga Siretului. O să-l punem pe domnul Floroiu aici. Domnul Floroiu coordonează zona. Veți vedea în viitorul apropiat inclusiv niște conexiuni economice. Da? Avem aici, sub buna coordonare a domnului Floroiu, să ajung la niște situații de genul în Ungureni, de exemplu, nu există altă forță politică de PSD. Nu există. Nu se poate pune un afiș, nu se poate pune un banner, nu se poate face absolut nimic. Primarul Ghivire de acolo e păst, moșia lui. O asemenea reacție, atât de antidemocratică, n-am văzut la niciun alt primar din județul Bacău. Dar, repet, la primarul Ghivire din Ungureni, nimic nu se poate face. Ca să nu spun că amenință oamenii care fac politică, le spune că nu mai dă adeverință, că e tăiat de ajutorile sociale. E o localitate cu mulți oameni de ajutorile sociale. Al doilea personaj este domnul deputat Irișanu, care are și domnia sa. Zona de la nordul Bacăului. Al treilea personaj important despre care vom vorbi este domnul Budacă, care răspunde de Valea Muntelui și în continuare.
Al patrulea este domnul Dunavă Costel, care are practic de la drumul european zona până la Ștefan cel Mare. Așa. Deci, practic, cei patru sunt coordonatorii PSD pe tot ceea ce înseamnă armata asta. Există și un al cincilea, proaspăt numit, este vorba de vicepreședintele Consiliului Județean, care este din Onești și care, fiind recent intrat în Partidul Social Democrat, din reacțiuni de normalitate, nu pot. I s-a atribuit zona Oneștiului ca și coordonare, dar n-am niciun element care avea o legătură cu Sfântul acolo. În altă idei, în toată zona Onești, n-a mai rămas decât Bogdănești și Buciu, zone în care PSD-ul poate să-și facă mendrele. Și acum o să mergem mai departe. O să confirm totuși acea albastră, să nu folosim altceva. În centru acțiunii, pe toată zona respectivă, e un domn pe care îl cheamă Valentin Palea. Domnul Valentin Palea e un cetățean de vârstă cu actualul europarlamentar Dragoș Benea. Au fost colegi de școală, la școala 18 din Bacău. S-au reîntâlnit în timpul administrației Stavarache, când domnul Benea era viceprimar și domnul Palea lucra la direcția de drumuri. După care domnul Palea a intrat în echipa lui Dragoș Benea și în momentul în care Nina Kiper a părăsit funcția de administrator public județean, a venit domnul Palea. A venit domnul Palea și a preluat această funcție. Lângă domnul Palea, există niște structuri destul de importante, practic cele mai importante. Una dintre ele este, și o să o punem aici, este ADIS-ul. Așa. Cea de-a doua este ADIV-ul. Cea de-a treia este DGASPC-ul. Cea de-a patra este Spitalul Județean de Urgență. Așa. Și mai există una dintre ele, destul de importantă, și anume aeroportul. Da? Bun. Acum lucrurile arată cam așa. În continuare. ADIS-ul lucrează cu CRAB-ul. O structură despre care dumneavoastră știți. Unde guvernează doamna Kiper, o persoană extrem de cunoscută și extrem de importantă în angrenajul acelui povestit în continuare. La DGASP Bacău este domnul Cristian Popa, fostul adjunct, da? Așa. La Spitalul Județean de Urgență, la rând pe domnul George Adrian Popa. La ADIB, la rând pe doamna Cornelia Cireadă. Avem pe doamna Chelaru și pe domnul Pocovnicu.
personaje pe care dumneavoastră cu siguranță le cunoașteți. Așa. Mai avem un personaj important pe care n-aș vrea să-l ratăm. Este domnul Viorel Ghelase. Practic, el este unul din elementele prin care se asigură menținerea hegemoniei PSD-ului asupra ocalilor silvice. Domnul Ghelase, de vreo 19-20 de ani de zile, când vine un guvern de dreapta la putere, trece din poziția de director în poziția de director tehnic. În momentul când se întoarce PSD-ul, domnul Ghelase se întoarce în poziția de director general și celălalt trece în poziția de director tehnic. Chestiunea asta, plus legătura care o are cu primarul din Motoșeni, sunt frați, da? Îi conferă un suficient de bun ascendent și susținere pe zonă politică și poate să influențeze oamenii din zona respectivă. Bun. Acum, vă veți întreba ce legătură are asta cu Caracatița. Că e o structură, în esență, așa mai departe. Și o să mergem mai departe. Am identificat un număr de firme despre care eu susțin o argumente că sunt niște firme care sunt abonate la banii publici. Maniera în care există și o zonă care se intre în coliziune cu legea este o problemă asupra care astăzi nu sunt pronunț, pentru că sunt încă suficiente găuri în Schweizerul care l-am prezentat, care vor trebui acoperite în viitor, întrucât o documentare pe zona respectivă nu este foarte simplu de făcut. Pentru că exceptând ceea ce există pe SEAP și pe SICAP, pe site-urile primăriilor administrate de PSD nu există nicio informație, nici măcar pe site-urile instituțiilor județene, sunt site-uri care în momentul când încerci să le deschizi, îți dă eroare și nu pot fi deschise. Iar o parte din consilierii locali cu care am vorbit mi-au spus, dom'le, nu putem să-ți spunem pentru că în Consiliul Local nu se dezbat decât indicatorii. Deci să aprobă o lucrare și indicatorii și după care primarul se ocupă și noi nu știm. Dacă nu vedem plăcuța când începe o lucrare sau nu o urmărim, e foarte complicat. Așa am mai auzit că ar fi firma lui X, firma lui Z. Mi-a luat 2 săptămâni de zile ca după niște informații pe nume să pot potrivi numele pe o firmă și mergând mai departe pe firmă să verific dacă informația este corectă sau nu, că nu poți ieși pe piață cu informații neverificate. Prima firmă despre care vreau să vorbesc este firma Comtrans Șorea. Este o firmă, mare. Așa. Vreau să și găsesc eu. Comtrans Șorea, da? O să procedăm la modul următor. O să o înfigem în lateral și ulterior o să o multiplicăm la fiecare chestiune. Deci prima firmă de care discutăm este Comtrans Șorea. Comtrans Șorea este o firmă care are sediu în Parava. În 2019 a avut o cifră de afaceri de 5.400.000 de euro. În 2018 a avut o cifră de afaceri de 4.022.000 de lei. Și motivul pentru care am regăsit-o în asta e următor. În ultimii 3 ani de zile, Comtrans Șorea a avut 8 contracte sau încredințări directe cu Răcăciuni. 4 cu Ștefan cel Mare. 7 cu Corbasca, 2 cu Corsăfenești, 4 cu Căiuți, 2 cu Parava, 3 cu Sascut, 3 cu Panciu, 2 cu Târgu Trotuș și 6 cu Gura Băi.
Contractele nu au fost de sume impresionante, acest tip de contracte, au fost de sume care mergeau până la 300 de mii de lei. A doua firmă pe care am regăsit-o, tot din zona respectivă, este zona Pietrofin. A zis și un Pietrofin, că nu l-am pe chestii respective. Deci, Pietrofin e o firmă cu sediu în Parava, e o firmă apropiată ca și dimensiune pe acest tip de contracte cu Contran Șorea, 3.400.000 cifră de afaceri în 2019, în 2018, când era mai la început, a avut 1.800.000. Foarte interesant este că în anul 2019, la o cifră de 3.400.000, a avut un profit de 719.000 de lei. Ceea ce înseamnă un profit de 20% pe zona de construcție. A treia firmă, de data asta una mai mare, pe care o vom întâlni și în alte locuri, se numește Servut Construct. E o firmă care are sediu în... am uitat la Pietrofin, să vă vorbesc despre contractele lor. Deci, Curiești, 11 contracte, cu aeroportul George Enescu, 4 contracte, Răcăciuni, Acasă la el 11, Buntureni 8, Tănăsoaia 3, Tătărăști 9, Găiceana 2, Dealul Mori 5, Colonești 1, Parincea 1. Cu aeroportul a avut și un contract de zăpezire destul de gros. Servut Construct este o firmă mai mare ca cele două. În 2019 Servut a avut o cifră de afaceri de 27 de milioane, la care a avut un profit de 7 milioane, deci tot un 20 și ceva la sută, un 20 ceva la sută. Iar în 2018 a avut 26 de milioane cu 7.300.000. Deci un profit destul de serios pe zona de construcții, de 20%, așa cum am spus. Contractele în Răcăciuni, cu secția de drumuri 2, cu Tătărăști 2, cu Pâncești 8, cu Orbeni 4, cu Faroan 2. La fel, sume în valoare de până în 300-310.000, multe încredințări directe. Acum o să ajungem la cea mai importantă firmă care lucrează cu acest sistem. Este vorba de firma Rustrans. Rustrans și Conex Trans sunt practic firmele care sunt cel mai bine conectate la banii administrației publice locale. Rustrans a avut o cifră de 121 de milioane în 2019, cu un profit de 15 milioane, iar în 2018, doar 100 de milioane cu un profit de 2 milioane. Rustrans a avut contracte la Blăgești, unde are sediu de altfel, vreo 5 contracte, unul în asociere, la Hemeluși, la Gârleni, la Dărmănești, la Poduri și la Strugari. Următoarea firmă este Conestrust. Cifra de afaceri în 2019 117 milioane, în 2020 54 de milioane, profit 1 milion în primul, în 2019 800 de mii, în 2018. Lucrări, Faroan 2, Balcani 8, Sascut 2, Berești, Azlău 2, Șolonț 2, Strugari 2, Măgura 2, Hemeiuș 1, Plăgești 2, Palanca 1, Buhuș 1, Moinești 1, Dofteana 1, cu serviciu de serviciul județean de drumuri, 4 lucrări. De foarte multe ori, Conestrus și Rustrans au lucrat în diverse asocieri, cu amicii, cu Comal, cu Societatea Comercială Meșteșugărească, chiar și cu RomConstructor. RomConstructor, următoarea firmă, și ea foarte bine conectată la banii publici. Cifră de afaceri 17 milioane în 2019, cu profit de 700 de mii, 9 milioane în 2018, cu profit de 300 de mii.
afaceri. Deci lucrări. Colonești, societate de comicultură, două, la Colonești patru, la Ovine Caprine una, la Dosteană 8, la Valea Seacă 3, la Săucești 5, la Ungureni 2, la Sascut 2 și la Spitalul de Neurofiziologie, o lucrare doar de vreo 700 de milioane. Evident că în acest, în acest grup nu puteam lipsi ultraproiect, SRL, cu Sergiu Măgura, a rivalului domnului Rusu, și anume lui Costică Rusu. Cifre de afaceri nu mai sunt foarte mari, firmele de regres, dar 1.500.000 în 2019 cu un profit de 1.200.000 și respectiv 500.000 în 2018 și cu un profit de 200.000. Probabil că profitul e reportat, pentru că a fost face profitul ăsta care este anunțat public. Lucrările, în schimb, sunt bune. Sunt vreo 6 la Gârleni, la Lichitoasa 5, la Vultureni 2, la Grăvănești 2, la Măgubra, la Odobești 2, la Negri 2, la Pâncești 5, la Grinceana 1, la Sascu 2, la Sunișești 2, la Faroan 3, la Ucești 1, la Lăsa Vechi 1, la Pleja, la Prujan. Deci lucrurile stau foarte bine. Mavgo Holding, o altă firmă de care s-a auzit, da? Foarte bine raportată și ea la lucrările cu statul. Știți că Mavgo Holding e o firmă din grupul de la Neamț, care este, mă rog, se susține că ar fi firma lui Ginel. În acte asociației sunt Pavel Dumitru Florei, rămas unic asociat. Niște contracte foarte bune. Tamaș Buhoci, Letea Veche, Mărgineni, Pâncești. Cel mai mare contract de 229.000. Anul cel mai mare contract e cu SPCDI-ul de 8.480.000. Odată cu MAFCO s-a abonat la banii administrației publice locale de aici, Aquapark, cu altă firmă atribuită lui Ginel, la fel contracte destul de multe cu aceleași UAT-uri în general cu care este MAFCO Holding, de foarte multe ori lucrează împreună. Ca cifră de afaceri, MAFCO avea 74 de milioane cu profit 14 milioane, ceea ce înseamnă un profit de 20% în 2019, în 2018 a avut 24 de milioane cu profit de 3 milioane. Cât despre Aquapark, Aquapark a avut 264 de milioane în 2019, de departe este cea mai puternică firmă, cu un profit de 43 de milioane și 84 de milioane cifră de afaceri în 2018, 15 milioane 600. Evident că mai există și alte firme, există Electronus Piaf SRL cu sediu Buhoci, este o firmă despre care informațiile pe care nu le pot certifica spun că a fost cumpărată și ea de domnul Ginel, face parte din grupul de 3, așa că nu o să insist foarte mult, dar o să revin cu informații despre firma asta, că e interesantă. Firma Danlin, da, din Buseliu Secuie, Neamț, care are o serie de asocieri, da, cu o cifră de afaceri foarte bună, peste 200 de milioane în 2019 și profită peste 57 de milioane, lucrează la drumurile județene Bacului. Capital Investul din Moinești, la fel, cu o cifră bună, de 20 de milioane, cu lucrări cu Tortul și Nagăș, în Dofteana. Candanis Consulting, cu lucrări în poduri, destul de multe lucrări și Moinești. Lec Proiect, o altă firmă aflată la început de drum, dar văd că e extrem de dinamică, cu lucrări în, în Târgu Drogu și Parincea, Bacău, Dobești, Palanca, Pleja, Corbasca, Săucești, Bucuș, Pâncești. Sanino Prefab este o altă firmă cu sediul Onești. E o firmă care a lucrat foarte bine cu serviciul public județean de drumuri. A avut un contract de 5 milioane de lei și cu primăria Pârgărești un contract de 1,5 milioane. Crute Construct, o firmă a făcut și ea la început de drum. Cifră de afaceri 1 milion, profit doar câteva sute de mii de lei. Cu contracte la Bucuș, la Corbasca, la Nicolae Bălcescu, la Bucuș 4, Corbasca 3, Bălcescu 2, Motoșeni, Măgura, Orbenz, câte unul, Slănic Moldova 2, Colonești, Tătărăști, Paincea. Via Poi SRL, care din nou este o firmă care principalele piese federale de serviciu public județean de drumuri Bacău,
unde a avut un contract bun de vreo 2 milioane de lei și mai lucrează cu localitatea cu ATU, cu ATU Filipeni, Confer Grup Onești, care tot cu serviciul județean de drumuri lucrează și face cifre bunuțe, Phoenix Tambac, care și ea lucrează cu, lucrează cu Săuceștiu și cu Societatea de Servicii Publice Municipale, o cifră de afaceri în 2019 de 12 milioane, dintre care un profit suspect de mic, de 186.000 de lei. N-aș putea încheia lista asta fără să vă aduc în discuție prezența lui Roman Impexpress, care este subcontractor în foarte multe din lucrurile despre care discutam. Aș vrea să mai aduc în discuție contractul destul de interesant pentru Băcovani, pe care l-au încheiat dirigătorii județului cu Romprestu. Vă amintiți probabil de scandalul din urmă cu ceva vreme, când pentru a putea asigura Romprestu că n-a pierdut la o operațiune de un an de zile, au fost majorate tarifele pentru strângerea gunoiului și s-a creat foarte multă nemulțumire pentru că majorarea n-a fost generată de un cost real, ci de faptul că trebuia să se asigure firmei Romprest acoperirea unei pagube pe care a suportat-o. Și o să merg puțin mai departe și o să discut puțin de el despre afacerile, acum, până acum am prezentat, afacerile unor firme care lucrează în zona de construcții, care lucrează cu primarii, în general, și cu serviciul public de drumul județean. Ei, acum aș avansa puțin și aș ajunge la cele 4 instituții despre care v-am vorbit acolo, să vă dau niște date care, eu zic că sunt destul de interesante. O să încerc să fiu scurt, să nu mă lungesc. O să încep cu DGASPC-ul. La DGASPC am găsit celebra firmă Progo Otis la un inventar care l-am făcut doar pe ultimii 3 ani de zile. Am găsit 42 de operațiuni comerciale, contracte sau livrări directe, în valoare de 559.153 pe anul 2018, 18 operațiuni comerciale pe anul 2019, în valoare de 776 de lei, 776.973 de lei, iar în 2020, până la data de referință iulie, 11 contracte, în valoare totală 265.204 lei. Sunt multe firme care mi-au atras atenția, însă n-am reușit să verific foarte bine legăturile care există, oricum am suficiul la 4-5 firme. Și o să revin pentru a completa această hartă, pentru că eu cred că e atât de completată. Însă ce m-a surprins la firma Progo Office este că firma Progo Office, care era o firmă de birotică, a ajuns să vândă practic orice. Tot ce cumpără spitalul, Progo Office vinde. Vinde produse de plastic, vinde mobilier, vinde aparatură. Deci, absolut, inclusiv ceva pentru copii vinde. Nu știu, am văzut niște scute, ce pentru copii. Chestiune care, efectiv, mi s-a părut extrem de interesantă. Asta este cu DGASPC-ul. Mergând mai departe și ajungând la CRAB, și la CRAB găsim Progo Office, care e o firmă foarte interesantă, în sensul că la CRAB, pe perioada 2018-2019 și 2020, am găsit, să zic așa, o cifră de afaceri lui Progo Office de 577.000 de lei. Sunt peste 50 de operațiuni intervenite între Progo Office și CRAB. Să mă opresc asta aici. Regia autonomă aeroportului internațional George Enescu, nu o să insist foarte mult, necesită niște verificări mai speciale. Mi-a tras atenția doar contractul de dezepezire, lucrările de dezepezire ale Petrofin SRL, o firmă pe care am regăsit-o în zona legăturilor cu politica și am ținut să le menționez.
La spital n-aș intra foarte mult în detalii, pentru că și acolo sunt necesare, sunt necesare unele verificări extrem, extrem de minuțioase, pentru că îngrengătura de interpuși este foarte, foarte mare. Ce vreau eu să spun este că sunt extrem de deschis ca toți cei care pot să-mi furnizeze date și informații să poată să o facă, fie pe mailul meu de la Senatul României, daniel.fenechiu@senat.ro, fie pe mailul personal, daniel.fenechiu@gmail.com. Spun treaba asta pentru că, am constatat că nici măcar consilierii în funcție n-au acces la documente, care provin de la primăriile, în cadrul acelor consilii locale, consilierii sunt aleși de către cetățeni. În contextul în care primarii nu le dau aceste documente și le spun, domnule, voi ați dat indicatorii, răspui treaba noastră. Chestiunea este extrem de serioasă, pentru că am vorbit cu foarte mulți consilieri că nu au putut să mă lămurească. Și asta este și unul din motivele pentru care mai am o serie de informații cu care n-am putut să vin, pentru că fiind neverificate, nu-mi permit să fac o chestiune de genul ăsta. Acum, e cât se poate de evident că tot sistemul ăsta, am spus că la Cartița Roșie trebuia să aibă, și un, șef, da? Un șef care să-l gestioneze. Șeful sistemului, cred că nu vă doriți, cine ar putea să fie? Este domnul Benea, căruia mie îmi place să-i spun roșu împărat. Pentru că domnul Benea, în PSD, în momentul actual, are o poziție de împărat. Odată cu momentul în care a scăpat de Șova, după ce anterior scăpase și de Nicula, domnul Benea este ca împăratul PSD-ului. Își permite să conducă și telefonic și de la Bruxelles sau Strasburg partidul. Partidul, așa cum v-am spus, funcționează. Și funcționează cu ajutorul unui alt domn, pe care nici pe el nu vreau să-l ratez, să-l pun pe această față. Acest domn este domnul președintele Consiliului Județean, care nu va putea să spună vreo clipă că în momentul când s-a dus la Consiliul Județean nu știa ce să vadă. Domnia sa a fost prefect, subprefect, prefect, îl cunoaște bine pe domnul Benea, pe șeful lui domnul Benea, și domnia sa împreună cu domnul Palea, colegul cu domnul Benea, conduc practic totul. Domnul Palea trebuie să-l verifice pe domnul președinte al Consiliului Județean, să nu cumva să calce pe bec, da? Are un mandat cât se poate de expres. Iar oamenii ăștia de aici sunt extrem de importanți. Domnul Adrian Popa, de 7 ani de zile, și-a primit, practic, și-a căpătat încrederea lui Dragoș Benea. Doamna Chelaru și domnul Pocovnicu sunt oameni de încredere ai domnului Benea, verificați la fel prin, atât prin domnul Palea, cât și prin doamna Nina Kiper, care, pe lângă faptul că este șefă la ADIS, doamna Kiper lucrează și la ADIP și este și membru Consiliului de Administrație la aeroport. Adică este o legătură foarte bună între oamenii ăștia. Deci, practic, ei sunt oamenii Palatului Benea, cu ajutorul președintelui Consiliului Județean, Palei numărul 3, Kiper, fosta predecesoarea lui Palea, este practic o persoană extrem de importantă, doamna Gireadă, doamna Chelaru, domnul Pocovnicu, domnul Ciprian Popa de la DCAVS, care e nou încă și nu putem spune foarte mult lucruri de ea, și domnul Popa de la, Spitalul Județean. Deci avem rețeaua județeană, formată din rețeaua locală, formată din primari, oameni de la ocolele silvice, foarte bine controlată, așa cum am spus, prin intermediul Consiliului Județean. Se duc, primesc bani de la Consiliul Județean, drumurile sunt o problemă foarte importantă. Și avem rețeaua strictă din subordinea Consiliului Județean, care este, practic, în, să zic așa, în luna lui Valentin Palea, sunt în subordinea președintei Consiliului Județean și în sub autoritatea împăratului Benea. Așa cum am spus, această caracatiță va fi continuată.
pentru că există, vor fi niște întrebări pe care oamenii le vor adresa și trebuie să puneți un răspuns să văd de bun. Uneori, nu toți care urmăresc acest material știu că foarte multe din contractele care sunt atribuite, să zicem, la o localitate sau alta, nu sunt încheiate cu localitatea. Fiind finanțare de la București, că e de la CNI, că e de la Ministerul Dezvoltării, practic acolo se face licitația și contractul se încheie la București. Rabudene are relații foarte bune acolo și la CNI și la Ministerul Transporturilor. Deci în ciuda faptului că s-a schimbat guvernul, încă sunt mulți oameni care au fost promovați de numărătul Benea cu ajutorul Șova, când era ministru în ministerul respectiv, care încă mai sunt acolo. Deci există o aripă bucureșteană a acestei caracatițe, despre care o să vorbesc altă dată, și mai există un număr de societăți și legături pe care în momentul ăsta nu le am extrem de probate. Ăsta e motivul pentru care încerc să păstrez un anumit tip de rezervă. Ca să întregeți tabloul, trebuie să aveți în vedere faptul că și în materie de poștă, da, există o hegemonie a împăratului Benea, pentru că ani de zile poștașii au fost, mă rog, să zic așa, conduși politic. Și și astăzi avem o serie de poștași care fac politică PSD, în loc să dea pensiile, ei spun că dau explicații cu ce a făcut guvernul, ce a făcut nu știu mai cine. Mai avem o problemă destul de serioasă cu un număr de directori de școli numiți strict pe criterii politice, care, în loc să-și vadă de școală și de alte lucruri, se ocupă de altceva, da? Doamna Șorcan, n-am pus-o aici pentru că Benea a pensionat-o și am zis că nu mai pun, nu mai pun femeia pe tablă, dar doamna Șorcan știe foarte bine, domnia s-a coordonat proiectul pe vremea când era inspector șef și ulterior, când și-a lăsat moștenitoarea, a gestionat în continuare, a coordonat politizarea directorilor de școală și mai există niște probleme și la niște posturi de poliție unde vom veni cu informații, pentru că, așa cum am spus, nu o să închidem această hartă. Această caracată o să fie deschisă, o să fie interactivă. Îi rog pe tot cei care pot să contribuie cu informații, dar cu informații certe, nu cu bârfe, nu cu așa, cu informații, cu date, cu așa, să o facă și o să o completăm așa cum trebuie, pentru că, pentru a putea să luți cu caracatița, în primul rând trebuie să o cunoști. Și atunci trebuie să știi foarte clar de ce, de exemplu, nu poți să faci niciun fusoi de activitate politică în Căiuț, de exemplu, de ce există teroarea care există, trebuie să cunoști de relație între cei din brațul Rândanu și despre așa care o pun acolo. Trebuie să știi foarte bine de ce, de exemplu, la Ungureni e aceeași situație. Trebuie să știi de ce anumiți pădurari fac politică și ameninți oamenii care au un alt tip de gândire sau un alt mod de a vedea lucrurile în politică. Deci sunt o serie de lucruri pe care, dacă nu le cunoști, risc să vorbești în eroare de cauză. Nu vreau să aduc vreo acuză oamenilor de afaceri, e motivul pentru care nu le-am precizat numele, indicat doar firmele, da? O să completez această hartă cu firmele, fiecare firmă are câte un pătrățel de o anumită culoare, ca să se vadă foarte clar care unde lucrează. Pentru că veți observa, în momentul când am spus că Floroiu este un personaj foarte important în împăratul Benea, zona asta este o zonă foarte, foarte bine, este foarte, foarte bine racordată la câteva firme, da? Câteva firme care sunt din Parava, care sunt din Rătăciuni, care vin din județul Brancea sau vin din zona Oneștiului și evident, evident nu se putea altfel, la Viorelusul, da? Prietenul lui, practic, nu cred că există Consiliul Local sau Primărie care să nu aibă cel puțin un deal cu domnul Rusul. Am găsit, deci, până și la Prăjești. Doamna este extrem de aparat, da? Astea fiind datele spuse, eu, asigurându-vă că vom completa caracatița, vă mulțumesc și dacă aveți o întrebare, vă răspund. Și prestator. O parte din contract, în special, care sunt finanțate fie de CNI, fie de Minister Direct, licitația se face la București, câștigă cine câștigă sau cine trebuie, încheie contractul la București. Primarul beneficiar, dacă refuză să semneze contractul, pierde finanțarea. Ori în contextul în care primești o finanțare pentru un drum și îți câștigă o firmă despre care știi că e din zona asta, dar dacă refuzi, nu-ți construiește drumul și ești în al treilea an de mandat, te duci să semnezi contractul. Da, sunt și firme din PNL
care au contracte și cu rusul, și cu... cu restul mai puțin. Da, sunt. Dar, repet, sunt iată la București. E aceeași logică și argumentația dumneavoastră. Da. Nu trebuie să o confirm eu sau să vă dau dreptate, dar e aceeași logică. Da. De ce n-ați inclus și firma femeilor Dorinel Umbrărescu? Unde s-a inclus? În Caracatiță. Nu am găsit-o. E cea mai mare contrast în derulare în județul Bacău. Nu. No. Acordat de CNR. Nu, nu. Hai să înțelegem un lucru. Eu vorbesc aici de Caracatița din Bacău. Vorbesc de lucruri. Cea locală și cea... Nu, nu. Vorbesc de lucrurile care depind de factorii de decizie din Bacău și ce pot influența ei. Adică mă refer până la nivel de drum județean. Nu vorbesc de drum național. Acolo nu se extinde. Păi dacă e drum național, nu poate fi Caracatița cuiva de aici. Pentru că Umbrărescu are contracte în Craiova, în Galați, nu știu unde, și sediul firmei, da? Nu are în Bacău. Dar a zis că influența merge până la CNR. Nu, am spus că influența merge până la CNI. Și CNR a zis. Nu, am zis doar că am zis CNI și am spus CNI și Ministerul Dezvoltării. Ah, Ministerul Dezvoltării. Da, asta am spus. Deci dacă ar fi să introduc și drumurile naționale, mi-ar mai apărea niște firme mari și da, ar putea să vină și Umbrărescu. Însă la Umbrărescu, situația e ușor diferită, pentru că Umbrărescu lucrează în zone care sunt extrem de echilibrate. Lucrează și în zone roșii, și în zone galbene. A avut contracte și în perioada vechiului guvern, și în perioada noului guvern. Cred că oricine n-ar putea să spună Umbrărescu, cred că e un constructor foarte bun. Cred. Da? Ceea ce, dacă stau și mă gândesc la anumite incidente care s-au întâmplat pe ce au edificat firmele despre care v-am făcut vorbire, da? Lucrurile nu stă chiar așa. Pentru că n-am venit să spun incidente, dar sunt situații cu drumul surpate chiar aici în Bacău, care au fost plătite. Sunt situații cu lucrări prost efectuate, sunt situații cu poduri nerecepționate, sunt situații cu poduri care arată foarte rău și, mă rog, vor ridica probleme. N-am mers pe asta. Am mers pur și simplu pe componenta, legătura între componenta politică, anumite firme, împăratul Benea și oamenii din jurul. Asta a fost de acord. Și repet, este o temă de studiu. Invit chiar și presa. Dacă are ceva, să vină și completăm pe partea interactivă, o facem mai bună, mai perfectă. E perfectibil. Cine știe, poate constată că mai sunt și alte firme. Ca o concluzie, da. Că ați deschis o caracatiță, ca da. Să spun în ghilimele. Un șef de ocol silvic de, nu știu unde, de unde a zis dumneavoastră, e în aceeași caracatiță cu un funcționar de la Ministerul Dezvoltării. Sau de la CNI. Deci povestea este foarte simplă. Caracatița are niște tentacole mai scurte sau mai lungi. Da? Cele mai lungi caracatițe, tentacole a caracatiței lui Benea, se duc până la București, la oameni care au fost puși, da? În anumite ministere, în epoca lui Șova și chiar înainte când a fost profesorul la Bacău. Da? Oameni care unii sunt chiar de aici. Unii. Și care, evident, și-au făcut treaba față cel care i-a venit acolo. Oamenii ăștia sunt niște oameni care au fost puși pe post, probabil de domnul Ghelase sau de altcineva care lucra cu domnul Ghelase, domnul Ghelase era adjunct. Cum domnul Ghelase revine întotdeauna și cum domnul Ghelase se ocupă foarte bine de povestea respectivă, o mare parte dintre ei sunt extrem de apropiați de un anumit spirit politic într-o zonă în care cred că treaba unui șef de ocol și a unor legionari trebuie să fie alta. După cum ați văzut, n-am adus în discuție realitățile de urmărire penală, de reținerea lor, suspiciunile de fraudă, n-am vorbit de hoție. Da? Pentru că nu vreau să o leg în momentul ăsta politic, nu știu unde. Altceva spun însă. Spun însă că există o legătură strânsă între ei și PSD, da? Că sunt o tentaculă a PSD-ului, că participă la jocul electoral și că le spun localnicilor că dacă nu votați PSD, coșul vostru, corpul vostru nu o să vadă fumul iarna asta. Da? Și asta mi se pare... Despre politizarea proiectelor de școală. Știu că PNL a început deja schimbarea pe criterii politice a
tuturor șefilor. Numai acolo unde au expirat perioadele. Nu. Am înțeles. N-a fost schimbat nimeni, nu s-a invocat nicio urgență, toți și-au terminat mandatele. Nu s-a intervenit nicăieri. Așa. Și în materie de poștă există o hegemonie. Da. Șeful de sindicat de la poștă, colegul dumneavoastră. Da, în momentul ăsta. Dar azi vorbim, nu? Auziți? Noi și nu controlăm traseii. Și ministrul mediului este în Partidul Național Liberal. Asta nu îl încurcă pe orândarul, da? Să fie pe serviciu și să facă jocul lui fratesul. Nu îl încurcă deloc, da? Chiar dacă șeful lui la București este ministrul. Aceeași e situația și la poștă. Oamenii care timp de 7-8 ani de zile politic au fost folosiți ca să facă treaba PSD-ului, nu se vor da pe brazdă în două săptămâni sau într-o lună, pentru că în momentul de față șeful poștei din Bacău este consilier PNL. Pentru domnul Șova, cred că e consilier PNL. Dacă PSD ar face o conferință de presă similară, da, cu o caracatiță galbenă în albastră, o cumpără, ar fi foarte bine. Ar putea și să spună că un primar PNL de județul Bacău e în aceeași caracatiță cu ministrul mediului sau cu alți funcționari puși de PNL. Deci am să vă spun un lucru. Eu am proprietatea cuvintelor. Pentru tot ce am spus, am susținere și probe. N-am spus nimic mai mult decât ce am. Am spus că voi merge mai departe și că îmi exprim convingerea că vor fi foarte mulți băcăoani care îmi vor da informații și dovezi ca să pot să o completez. Pentru că nu poți să spui că ești supărat pe caracața lui Benea și să te asiști impasibil să fără să întâmple nimic, da? Ori, în această campanie electorală am luat contact cu anumite lucruri, atunci m-am hotărât să o fac. Cu siguranță, dacă n-aș fost în stânga siretului, n-aș fi avut vreo tentație de genul ăsta, da? În Bacău nu se vede atât de bine ca în stânga siretului, dar vă recomand să faceți o primăroată fără legitimație de presă și nezoții și să o luați așa frumos. Să vă duceți pe la Motoșeni, pe la Stănișești, pe la Rechitoasa. Nu va ajunge, trece, să-mi pare să veniți la Ungureni și dacă ajunge și la Lipova cumva și o cumva spus după Lipova roșior și negri. Și aveți un alt punct de vedere, vă spun eu că foarte repede ajungeți la varianta asta. Da? Concret, ce faceți ca să tăiați tentacolele astea de care vorbim? Concret. Ce facem? Da. Ce vreți să faceți? Păi, în primul rând, le punem sub lupa opiniei publice. Pentru că toți oamenii care nu mai pot spune ceva să completeze. Pentru că marea problemă întotdeauna pe zonă este a fost următoarea. Ai venit cu o chestiune, ai avut o informație, a fost un zvon, o chestie, ai spus-o, a trecut timpul și s-a închis, da? Ei, dacă o lăsăm deschisă, ea se completează. Deci noi ne apucăm să vedem, să luăm fiecare contract, să vedem cum a fost făcut, cum a fost atribuit. Da? Și pe sistemul ăsta, lucrurile merg în față. Nu trebuie cât să vă spun mai mult, că e cât se poate de evident că în momentul când informația este cât se poate de corectă, poți să clasifici și poți să vii să spui așa, ok, e prietenul lui Floroiu, da? Da, a lucrat extrem de corect, a respectat toate regulile de evaluare și așa mai departe, da? În momentul în care vezi că într-o comună lucrează un singur constructor, 6 ani de zile, da? Sau doi, unul pe lucrări mari și unul aia, nu poți să crezi, când vorbești în întreagă zonă, că nu puteau să fie alții. Nimeni nu poate convinge că, în afară de Parava și în afară de Brăcăciuni, nu există firme în zona aia care să poată să treacă Siretul, da? Sau o firmă din Odești sau niște firme din Neamț. Fără să am ceva cu potența firmelor din Neamț, care au cifră de 200 de milioane. La 200 de milioane îți permis niște lucruri, da? Da. Sunt niște lucruri care arată într-un fel. Putem merge mai departe. Putem ajunge și la varianta în care unor UAT-uri le-au fost băgați pe cât ar fi constructor. Da? Da, nu e obiectul conferinței de astăzi. Asta a fost o conferință așa de pornire, să stabilim exact care este nivelul de la care pornim și să vedem cum mergem mai departe. Bună ziua, eu am avut de concluzii. E o chestie, până la urmă, cer să mă dimire și eu, ca și colegi, e o chestie imorală, e o chestie cu iz penal. E o chestie care poate deveni un subiect de anchetă penală. E o invitație către autoritățile în drept să disimineze informația până a constitui un dosar penal sau mai multe dosare penale. Cam care ar fi concluzia așa? Nu. Este o invitație pentru societatea civilă băcăoană, da? Să complete
completeze acest tablou. Sau, dacă nu au încredere în mine, sau în Partidul Național Liberal, să-l iasă și spună ei un perete cu datele de aici, da? Și să și-l completeze ei. Ideea de asta este să mergem mai departe și să eliminăm acele tentacule care mi s-a spus că de la ce se poate mântu bani. Da? Deci, e greu să, e greu să faci pe cineva, chiar și un jurnalist, din fapt, să înțeleagă cum e să faci campanie electorală, de exemplu, în Stănicești, în Motoșeni, în Mureni, în Roșiori, în Lipova, în Negri. Un jurnalist din Bacău nu, cred că ba da, să înțeleagă. Ba da, sunt mai miscă, da. No. Nu știu când jurnalist din Bacău au fost în ultimul an, în Stănicești sau... Că n-au de ce să ducă, da? Deci nu cred că îi plăcerea lui să plăcea în scris despre filmulețele astea în parte, așa e drept. Deci eu până n-am ajuns în stânga Sfiretului, nu am putut crede că în România anului 2020 mai pot exista asemenea realități. Deci n-am crezut. În primul an de mandat am fost la podul Turcului, mă rog, pusesem la Sascut, urcasem pe la Vulturel, izvorul Berniciului, dar nu m-am abătut, m-am avut și la lectura asta, o dată sau de două ori, dar m-am dus așa în vizită. Adică e foarte ușor să duci în vizită. Zona din stânga Sfiretului e foarte frumoasă, o zonă deosebită, cu un potențial fantastic. Da? Foarte mulți oameni care sunt harnici, vor să muncească. La trecerile așa pe acolo, totul pare foarte în regulă. În momentul în care, ai și o treabă, e o multă treabă politică, să zicem, da? Atunci realizezi niște lucruri. Și dacă atunci nu faci nimic, că există și poți să spun nimic, da? Se termina campania electorală și până peste 4 ani de zile, mă rog, se schimbau sau niște lucruri. Dar mi s-a părut de-a dreptul imoral și incorect să nu vin să povestesc aceste lucruri. Și repet, o să o completez. N-am avut timpul necesar. Am deja toți, toate astea. O să o completez ca să fiecare să poate face verificare, dacă frate așa e sau nu e așa. Intră pe SEAP, pe SICAP, pe site-urile primărilor, face o întrebare la primar, domnul primar, așa este sau nu este așa? Deci cam asta este. Nu discut despre alte consecințe ale îmbinării imorale a politicii cu zona de business, da? Pentru că am spus-o, lumea s-a uitat suspicios, am spus-o, guvernul Orban a dat toți banii care trebuie dați. N-a existat primărie care să-și primească banii să construiască. Aveam probleme cu primarii noștri la PNL care spuneau, bă, și în timpul guvernării noastre, tot PSD-ul construiește. Da, pentru că au avut proiectele pe țeavă, au avut acolo, guvernul le-a dat bani. Deci n-a făcut discriminări pentru că a finanțat, practic, lucrări pentru cetățeni și nu lucrări politice. La modul ăsta a spus domnul Benea, în conferința de presă, în timp ce veneam, spunând că PNL-ul minte că n-are bani pentru autostrada A13. Păi poate vă amintiți că în primăvară spunea că PNL-ul n-a alocat bani pentru șoseaua de centură. Vă amintiți? Așa a spus. Ieșiți ca Zanciuc să spună. Nu sunt bani acolo, nu știu mai ce. Bode, nici nu sunt și explică buvetule. Eu când împart treaba asta, fac așa. Împart suma care o am pe toate lucrurile, obiectivele de astea și dau 15%. Pentru că știu că unii vor construi și alții nu vor construi. Dacă eu mă angajez să plătesc, plătesc. Iau de undeva de unde nu se lucrează. Iau din fondul de rezervă. Fac o rectificare. Și fac. Ei, iată că suntem gata cu centura și cred că e o problemă de foarte puțin timp, da? Când o să inaugurăm centura, da? Și o să-l așa cu domnul Benea să-l întrebăm, domnul Benea, îi căutăm declarațiile, spune-i că n-avem bani, că știi că nu o să avem bani. Ei, uite, am avut bani și am făcut-o. Da? Și avem și pentru autostrada A13. Pentru că ce nu știe domnul Benea, este că autostrada A13 a fost mutată, da? Pe POT, Programul Operațional de Transport, unde există resursa pentru așa ceva, și unde, mai mult, a devenit prioritate. Deci A13 devine prioritate pentru zona de transport din România. Ceea ce cred că spune foarte multe despre maniera în care își fac treaba unii în legătură cu Bacău. Și asta o spune cineva care, făcând un proiect de lege pentru autostradă, l-a sunat pe Fenea și i-a spus, hai să-l semnăm împreună și să-l luăm cu toții, ca să nu fie un proiect politic. Adică hai să-l facem să fie semnat de tot lumea. Că nu e normal să ne batem pe cine a avut ideea primul. Prima a fost ouă sau cum a fost găină. Hai să luăm găina cu ouă cu tot și să o facem fericită. Da.
să continuăm. Cel puțin încă un episod va exista, chiar dacă trec alegerile. Da? Pentru că tema e extrem de interesantă și cred că e bine să o și închidem cu toate datele care le avem. Și sensul în care, repet încă o dată, aștept ca cetățeni din județul Bacău, care sunt afară din județul Bacău, care știu să ne dea date. Eu am două bibliografe pe mine, care sunt doar date financiare. Statistici, clasificări, declarații de avere, contracte, da? A fost o muncă extraordinară în 3 săptămâni de zile ca să reușesc să obțin această documentație, însă dezavantajul pe care l-am avut a fost acela că, necunoscând chiar toate conexiunile, nu am încă certitudinea pe niște legături pe care nu mi-am permis să vorbesc. Și acum am fost extrem de temperat, da? Am spus doar că e vorba de o conectare la banii publici, nu spun mai mult. Dar cred că în viitoarea conferință trebuie să spun mai mult. Cu riscul să-l deranjez pe domnul împăratul Juvenea și pe partenerul lui de conducere, domnul Imagea. Vă mulțumesc!